Arta Feng Shui ne învață să poziționăm diferite elemente în interiorul casei pentru a atrage energia care să ne aducă în viață noroc, avere, belșug și chiar sănătate. Și unul dintre magneții pentru toate acestea sunt plantele suculente. Acest tip de plante este ușor de întreținut și are proprietăți energetice despre care probabil nu știai. A avea plante suculente acasă este ceva pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l experimenteze. Nu contează că nu aveți cunoștințe în grădinărit, deoarece sunt plante ușor de întreținut, care necesită puțină udare. În plus, frumusețea acestora adaugă un plus decorului fiecărei locuințe și de parcă nu ar fi de ajuns. Cu aceste exemplare poți atrage avere și prosperitate în viața ta. Aloe vera. Deși toate tipurile de aloe vera ajută la atragerea banilor, este recomandat să ai acasă exemplarul de aloe sălbatică. Această plantă este originară din Africa de Sud și diferă de aloea tradițională, deoarece are frunze mai ascuțite și spini mai subțiri. Potrivit Feng Shui, această plantă ar trebui să fie plasată în bucătărie, sufragerie sau la intrarea în locuință. Arborele de jad. Arborele este planta sezonului. Este un exemplar foarte valoros pentru această filozofie asiatică de origine taoistă. Crasula ovată are o relație strânsă cu bunăstarea economică, motiv pentru care această plantă suculentă este numită chiar planta banilor. Urechi de șerc, cunoscută popular sub numele acestui personaj animat, este una dintre cele mai extravagante și râvnite plante pentru frumusețea sa. Denumirea științifică a acestei plante este Crassula ovata golum și potrivit Feng Shui, pentru a atrage avere și prosperitate, trebuie să o avem la intrarea în casă sau în bucătărie. O să-ți aducă noroc, dar să nu o punem niciodată în baie ca să nu aducă negativitate în viața noastră, relatează click.ro.